găsit la o nouă ediție a emisiunii Licenii. Suntem la Gherla, un orășel mic, asta știe toată lumea, dar au un liceu foarte bun. Este vorba despre Petru Maior. Clădirea în care mă aflu este făcută de către armeni și este destul de veche. Când intri aici, te impresionează frescele. Rămâneți pensien ca să aflați mai multe despre acest liceu, despre elevii care învață aici, dar și despre profesori. Am ajuns și în biroul doamnei directoare Maria Buzan de aici, de la Liceul Petru Maior de la Gherla. Dânsa ne va spune cum reușesc să se mențină în topul celor mai bune licee din județul Cluj. Doamna directoare, cum reușiți să faceți aici performanță la Gherla? În primul rând, permiteți-mi să vă spun bine ați venit în liceul nostru, bine ați venit într-un liceu de tradiție al județului Cluj, într-un liceu cu care orașul Gherla se mândrește și nu numai. Deseori am spus, dacă pentru un Gherla înseamnă, știu eu, penitenciar, cândva fabrică de chibrituri, o superbă biserică armenească, pe plan educațional, Gherla înseamnă și un vestit liceu și prestigios liceu, liceul Petru Maior, care funcționează începând cu anul 1897. Actualmente, în liceul nostru funcționează elevi ai secției române și secției maghiare, și respectiv elevi pentru învățământul gimnazial și învățământul liceal. La întrebarea dumneavoastră, cum reușim să ne menținem, aș spune, este multă muncă, multă muncă a noastră tuturor, începând cu, evident, profesorii liceului, începând cu aparatul administrativ și nu în cele din urmă, cu rolul extrem de important, de altfel ei sunt și actorii pe scena educației elevii noștri și nu deloc de neglijat și relația de colaborare strânsă pe care o avem cu părinții și respectiv cu comunitatea, care întotdeauna au venit în sprijinul nostru. În absolut toate activitățile pe care ni le-am propus, mă refer aici atât la activitățile educative de strict procesul de educație, la activitățile extrașcolare și, de ce nu, la tot ceea ce înseamnă aparat administrativ. Când am intrat în acest liceu, ceea ce mi-a atras atenția a fost clădirea. Clădirea care arată foarte bine. Da, să știți, când am intrat și eu în anul 1889, când am venit cu repartiție în acest liceu, sentimentul care m-a cuprins a fost, m-a copleșit în primul rând clădirea și deseori mi-a pus întrebarea, Doamne Dumnezeule, oare reușim să facem față noi cei care intrăm într-o astfel de clădire monumentală? Uitați-vă, reușim și noi, reușim și copiii. Este adevărat că școala impune prin însăși structura ei, clădirea ei, ceva aparte. Și asta ne obligă. De ce spun ne obligă? Ne obligă pe noi, generația actuală, care la un moment dat am decis, repet, în colaborare cu elevii și cu părinții, să adoptăm ținuta personalizată a școlii, tocmai din respect, aș spune, pentru această instituție, pentru profesori și, de ce nu, pentru înaintașii noștri. Să știți că nu este ușor să ai în spate atâtea decenii de activitate și să te străduiești în fiecare moment, să nu dezamăgești, să zicem, înaintașii, să nu dezamăgești comunitatea, dar cu eforturi se poate. Iar așa aș putea să vin să spun clar, orașele mici au avantajele lor, să zicem, elevii nu au atât de multe tentații sau tentațiile există oricum. Ideea este să le canalizăm. Unul dintre principiile de la care noi am pornit colectivul acestui liceu a fost dați-le elevilor de lucru ca să nu ne dea ei nouă. Așa încât aș putea spune că pentru absolut toate domeniile avem reprezentanți la
concursurile și olimpiadele școlare, începând de la limba și literatura română, matematică, științe socio-umane, istorie, educație fizică. Tocmai astăzi sunt elevii noștri, sunt plecați la o competiție județeană la Cluj, la basket, începând sau continuând cu echipa de teatru, suntem într-un parteneriat cu Asociația Gherla Izer. Și în cadrul acestei asociații, la noi, la liceu, se derulează un proiect prin care elevii sunt îndrumați de către profesioniști să joace teatru și în limba franceză și în limba română. Echipele de dansuri populare care funcționează în colaborare cu Casa de Cultură și cu Fundația Teco, este cenaclul literar cu care noi ne mândrim la nivelul orașului Gherla, cenaclul Ioan Apostol Popescu. De altfel, Ioan Apostol Popescu a fost un remarcabil profesor al acestui liceu. Elevii noștri cu talent literar funcționează în cadrul acestui liceu. Există Societatea Brătianu, în care elevii cu aptitudini către istorie colaborează. Deci aș putea spune, în orașul acesta mic, și sincer vă spun, oportunitățile pentru elevi sunt foarte multe. Deci e ceea ce mi-a plăcut întotdeauna și mă bucur că și în ziua de astăzi avem sprijinul tuturor ca să ne continuăm activitatea. Ce ne puteți spune despre viitor? Nu știu, programe educaționale? Știți că toți ne dorim viitorul foarte frumos. Întâmplător, noi suntem unul dintre cazurile foarte fericite, pentru că funcționăm într-o clădire care este proprietatea statului, așa încât am avut, nu numai, dar asta un motiv în plus, tot sprijinul în derularea unor proiecte. Și v-aș putea aminti aici proiectul de reabilitare a clădirii liceului, de altfel nu a mai fost recondiționată fațada de undeva din anii 60. Și în ultimii 4 ani, după cum ați putut observa și dumneavoastră, am beneficiat de lucrările de reabilitare a fațadei și ca viitor, și un viitor pe care ni-l dorim frumos și mai ales cald, și noi profesorii și elevii și părinții, este vorba de instalarea unei centrale termice, deci vorbesc de reabilitarea termică, pentru că funcționăm în continuare cu cele vreo 80 de sobe și, mă rog, ne dorim și confortul climatic. Bine, oricum bănuiesc că sobele arată bine aici, da, în această clădire. Sobele arată bine și sunt funcționale și oricum dau căldură, dar se poate și mai bine. Se încadrează în aspectul arhitectural. Da. Nu renunțăm la ele, oricum nu renunțăm la ele, dar ne dorim și instalația de încălzire. Problema deficitară este încălzirea colidoarelor. Deci acesta este obiectivul, dacă mi-aș putea permite să spun așa, pe considerente de îmbunătățire a aspectului, a condițiilor de funcționare a școlii. Asta, în primul rând, pe acest domeniu. Pe un alt domeniu, evident, ne dorim continuarea tuturor relațiilor de parteneriat pe care școala noastră le are cu colegii noștri de la Liceul Sportiv din Peci, de la Liceul Jean Monnet din Franța, din Izer. Deci, relațiile de parteneria pe care le avem cu diverse școli și licee din țară, și aminte aici colegiul Vlai cu Orăștie, respectiv colegiul economic Alba Iulia și celelalte școli, multe școli cu care mai suntem în parteneria pe diverse proiecte educative. Evident, continuarea proiectelor începute la care funcționează în acest an și un lucru foarte important, tocmai am determinat de derulat un proiect Comenius și săptămâna trecută colegii noștri au aplicat pentru un alt proiect Comenius, sperăm să fie avizat pozitiv, unde din nou suntem în parteneriat cu 7 țări. Eu spun că toate aceste proiecte au fost un plus, un adaus, un plus valoare pentru toată activitatea. Profesorii și elevii au avut ocazia să iasă în alte școli din țară și de peste hotare, să vadă cum se derulează activitatea acolo și să venim cu exemple pozitive, să încercăm să ne aplicăm și la noi. Am alături de mine și 2 dintre elevii acestui liceu, Emilia și Alex. Alex este și șeful Consiliului Elevilor. Da, este adevărat, am fost ales anul acesta ca șef al Consiliului. Sunt elev în clasa 9-a, la profil matematică informatică și am preluat acest post. Și cum e? Cum te simți să fii, nu știu, șeful elevilor de aici, totuși ești tânăr?
Este o responsabilitate destul de mare, dar trebuie cineva să și-o asume, având în vedere că fosta președinta Consiliului este acum în clasa 11, are nevoie de un repaus pentru a stabili prioritățile de viitor. Eu am fost ales să preiau acest post și trebuie să găzduiesc toate problemele care au loc la noi în școală, să le înțeleg, să vorbesc cu colegii, să-i ajut. Este un post destul de dificil. Cum te-ai decis să vii tu la acest liceu, la Petru Maior, aici în Gherla? Datorită prestigiului pe care știu că îl oferă și datorită profesorilor, severității, pentru că în zilele noastre nu prea se mai face școală, dar aici chiar se face. Văd că aveți și niște uniforme foarte frumoase pe voi. Da, uniformele sunt identitatea școlii noastre. Fiecare elev are obligația să le poarte, pentru că astfel el dă dovadă de faptul că e un elev și e mândru de acest lucru. Și, nu știu, toată lumea trebuie să le poarte zi de zi, trebuie să veniți așa îmbrăcați? Da, trebuie, chiar dacă nu toți le poartă, dar majoritatea le poartă. Deci, sigur, nu există pădure fără uscături. Și tu, ca și președinte al Consiliului Elevilor, pentru ce militezi aici în școală? Sau, nu știu, ce te interesează, ce fel de probleme te interesează pe care vrei să le rezolvi? În primul rând, ordinea, trebuie să ne axăm foarte mult pe învățat, pe cultura care zace la noi în școală pentru a o dezvolta. Bineînțeles, trebuie să combatem toate activitățile negative și cam atât. Faci întâlniri cu colegii tăi, cu elevii, nu știu, vin la tine și spun probleme? Da, regulat. Vorbim despre problemele școlii, probleme administrative, probleme morale și le rezolvăm de cele mai multe ori. Cu ce fel de probleme te-ai confruntat până acum? Ziceai de probleme morale. Datorită delicvenței juvenile din școală, datorită... Pur și simplu, fuga de la ore este un fenomen foarte întâlnit datorită lipsei de interes pentru studiu, dar, bineînțeles, majoritatea acordă foarte multă importanță acestui lucru. Alex, eu vreau să vorbesc și cu colega ta, cu Emilia. Am înțeles că este foarte bună la română. Emilia, am înțeles că tu participi la Olimpiadă. Da, am participat și anul acesta la Olimpiada de la română. A fost o experiență destul de deosebită. Este o plăcere pentru mine să particip la aceste olimpiade, pentru că am ocazia să exprim mai bine ideile, pentru că sunt orientată mai mult pe partea aceasta a literaturii. Am o sensibilitate mai pronunțată, deși am ales ca și profilul real. Ce-ți place ție cel mai mult, gramatica sau literatura? Îmi place și literatura, dar gramatica a fost pasiunea mea în gimnaziu. Acum gramatica nu mai prea se pune accent pe ea și literatura este... Recunosc că mie nu mi-a plăcut niciodată gramatica, în schimb îmi plăcea literatura. La mine nu este chiar așa, dar acum și literatura este... mi se pare tot mai frumoasă. Nu știu, pe viitor vrei să urmezi o facultate de profil, adică litere sau, nu știu, profil uman? Da, cam așa aș vrea, dar nu exclud nici partea reală. Nu știu, la ce te gândești? Ai vrea să studiezi în Cluj, în Cluj-Napoca, sau ai vrea să mergi, nu știu, la București sau chiar și în altă țară? La Cluj mă gândesc să merg. Și cum se împacă, nu știu, literatura, gramatica și cu distracția sau cu timpul liber? Se împacă destul de bine, pentru că având în vedere că literatura este o pasiune pentru mine, nu mă împiedică să mă și distrez. Și, nu știu, prietenii tăi, prietenele tale învață la fel de bine la română sau trebuie să le ajut de fiecare dată colegii tăi? Ei, câteodată le mai ajut, dar în general se descurcă. Acum la ce te pregătești? Acum am terminat cu Olimpiada la română anul acesta și acum sunt doar la școală. Ce notă ai adus aici la Gherla de la Olimpiadă? Păi am obținut 92 de puncte la etapa județeană. Ce înseamnă asta pentru tine? Este destul de bine, dar se putea și mai bine. Nu știu, ce ți-a căzut? Ce ai avut acolo la Olimpiadă? Am avut novela fantastică, de analizat și comentat, de Mircea Eliade. Bănesc acum tu încet, încet te pregătești și pentru bacalaureat. Da, deci pregătirea începe încă de clasa 10-a și
continuă până pe a 12-a, deci nu ne pregătim pentru bacalaureat doar pe clasa 12-a, începem de pe acum. Eu îți doresc cu multă baftă să iei notă cât mai mare la bacalaureat. Noi o să ne mai plimbăm în acest liceu și o să descoperim și alți elevi care fac performanță aici la Gherla. Am mai dat încă de doi elevi care fac performanță aici la Petru Maior la Gherla. Este vorba despre Oana și Andrei. Oana, tu ești olimpică la matematică. Da, așa este. Cum este să fii olimpică la matematică? Pentru că este foarte multă muncă. Foarte multă muncă, extrem de muncă. Chiar dintre discipline, în matematică cred că solicită cea mai multă muncă. Totul este spontan, nimic... nimic învățat de acasă, nu poți să spui nici că ajunge munca, nu. Și bănuiesc că nu este nimic improvizat, nu știu, la literatură, la engleză, la latină mai poți să improvizezi, dar aici la matematică este o chestie fixă. Da, fix și idei, spontaneitate, imaginație și aici, dar pe alte. Mai ai timp, nu știu, de sport, de călătorii, de muzică, de prieteni? Da, îmi fac timp și pentru alte activități. Nu pot să mă descurc numai cu matematică. Cum este aici la Petru Maior? Cum este să fie elev la acest liceu? Mie îmi place foarte mult. Sunt mamă, din clasa 5-a sunt aici. Aici am vrut, îmi place, altundeva n-am. Cu colegii cum te înțelegi? Sunteți o comunitate mare, să zic așa, aici la Petru Maior. Da, ne înțelegem foarte bine. Colaborăm, proiecte. Suntem uniți. Vreau să vorbesc și cu colegul tău, cu Andrei, care este olimpic la istorie. Olimpiada la istorie, chiar dacă pare mult mai ușoară, s-a format o concepție, cel puțin, despre acest lucru. Să știți că este nevoie de multă muncă pentru a ajunge la județeană și la națională, mult mai greu. Este nevoie de muncă, de pregătire din partea profesorilor și pregătire din partea noastră, sigur, și poate un pic de talent, acea scânteie de care are nevoie orice elev. Ce ai reușit până acum? La ce olimpiadă ai fost, la, nu știu, la faza națională, județeană? N-am reușit încă la faza națională să ajung, deși mai am timp anul acesta, însă anii trecuți am obținut în fiecare an mențiune și chiar premiul 3 la Olimpiada Județeană la Istorie. Anul acesta m-am confruntat între două olimpiade, am avut de ales între Olimpiada de Română la Județ și Olimpiada de Istorie și am ales istoria pentru că presupune mult mai multă pregătire. Tu ești clasa 12-a, când vine vorba de facultate, de universitate, la ce te gândești? Ce trece prin minte? Evident că mă gândesc la facultate care se potrivește cu profilul meu, umanist, și m-aș gândi la drept, pentru că dreptul presupune puțină istorie, presupune acel limbaj specific al istoricilor și este o facultate pe care vreau să o urmez și care cred că mi se potrivește. Acum fie vorba între noi, nu știu, te gândești la politică? Sincer, nu mă gândesc la politică, pentru că politica este foarte schimbătoare, mai ales în zilele de azi, politica este ceva diferit față de cum a fost înainte. Deși istoria m-a învățat că întotdeauna în România politicul domină. Eu vreau să întreb și pe Oana la ce fază a participat până acum și ce premiu a adus aici la Gherla. Am participat încă din clasa 5-a, la faza, din clasa 6 la faza națională, pentru că în clasa 5-a nu s-a organizat pentru elevii atât de mici. Și începând cu clasa 6-a, în fiecare an la faza națională am obținut medalii de bronz, de argint, mențiuni. În fiecare an am venit cu câte ceva acasă. Tu ești clasa 10-a, nu știu dacă îți trece încă prin cap
unde să mergi la facultate, dar cred că o mică idee ai. O vagă idee, evident că ceva legat de matematică, pentru că n-am muncit, mă gândesc că n-am muncit atât degeaba, însă mai multe variante am deocamdată, nu m-am hotărât. Eu îți doresc să ajungi la ce facultate vrei tu, la fel îi doresc și lui Andrei. Noi ne mai plimbăm pe aici prin liceu și o să mai discutăm cu profesori. Acum 2 ani s-a încheiat proiectul școlar multilateral Teaching Tolerance in One Europe. În acest proiect au participat școli din Italia, Suedia, Letonia, Lituania și noi. Noi am coordonat acest proiect care s-a ocupat de promovarea toleranței ca stil de viață și, de ce nu, ca mod de a dobândi valori comportamentale. Ce au învățat copiii în acest proiect sau, nu știu, cu ce au rămas? Păi, în primul rând, au avut ocazia să-și dea seama de nivelul lor de cunoștințe de limba engleză, pentru că limba comună a programului a fost limba engleză și s-au descurcat foarte bine din acest punct de vedere. Pe de altă parte, și-au îmbunătățit capacitățile de a comunica, au lucrat în echipe și s-au ocupat de lucruri cu care, în mod normal, nu se ocupă la ore. Ați avut și întâlniri comune de lucru sau? Sigur, au avut loc în fiecare țară întâlniri de proiect, la care au participat studenți și de la noi și din celelalte țări partenere. Ce înseamnă pentru un liceu sau pentru acești copii de la Gherla un astfel de proiect? A fost o șansă deosebită pentru ei, pentru că în cadrul programului am fost obligați, practic, să implicăm comunitatea locală. Am fost invitați la primării sau la municipalități, unde a fost cazul, iar și ne-am făcut cu această ocazie cunoscuți în unele țări din Europa. Veți mai continua genul acesta de programe sau ați mai aplicat pentru astfel de programe? Sigur că da, am aplicat chiar anul ăsta și pe lângă parteneriatul Comenius, școala noastră mai este implicată în proiecte e-twinning, care se dezvoltă la școală prin intermediul internetului. Ne puteți vorbi un pic mai mult despre aceste proiecte? Proiectul e-twinning se numește Searching for Sound. A început cu un chestionar dat elevilor despre ce înseamnă pentru ei muzica și urmează să se dezvolte în comun cu alți parteneri de pe platforma e-twinning. Și atunci întâlnirile comune sunt pe internet? Sunt virtuale, de data asta. Întâi am ales secția maghiară deoarece am făcut 8 ani și am presupus că e mai bine, așa să mai fac 4. Am ales liceul acesta deoarece am auzit că secția de biochimie este destul de bună și mă pot pregăti pentru medicină ca lumea. Așa și cu biologia, chimia, am ajuns la faza județeană la concursul de mai multă educație pentru sănătate, concursul Descoperiți lumea sănătoasă. Revista Scânteia, deși poartă un nume ciudat, care ar putea să stârnească oarecum patimi, este revistă care a apărut în perioada interbelică la liceul nostru, care s-a născut din dorința de a cultiva talentele literare și de a implementa lectura în rândul tinerilor. Pe lângă revista aceea a școlii, în vremea respectivă, exista și o societate de lectură, Ion Creangă, care, desigur, a avut un foarte mare succes. Noi am reușit să reedităm revista Scânteia, suntem la numărul 10. Deci activitatea educativă de la liceul Petru Maior este foarte bogată. Avem multe proiecte și programe, parteneriate. Cel mai important care s-a încheiat a fost Comenius. Am aplicat pentru un alt proiect Comenius, sperăm să și câștigăm proiectul. Un alt program vast în care suntem implicați de 5 ani este programul internațional Ecoșcoala. Anul acesta, după 5 ani de activitate, am considerat că suntem îndrituiți să solicităm evaluarea pentru a obține steagul verde. Steagul verde este un merit al elevilor pentru activitățile privind îmbunătățirea vieții lor, implicarea în comunitate cu protejarea mediului. Așteptăm să ne vină evaluarea și să obținem acel steag verde. Parteneriate avem și am desfășurat cu liceele din împrejurimi. Am încheiat un parteneriat cu Tradiții și Obiceiuri, cu liceele din Dej, 2 ani de activitate, privind tradițiile și obiceiurile din zona Someșului.
Am încheiat un alt parteneriat cu colegii noștri din Alba și tot pe tradiții și obiceiuri. Încercăm în acest fel să menținem treaz interesul elevilor pentru obiceiurile românești. Bineînțeles că în toate aceste activități colaborăm cu Casa de Cultură, unde copiii noștri activează în echipele de dansuri populare, cu Fundația TECO, unde elevii noștri de etnie maghiară participă la activitățile educative și au un ansamblu extraordinar de frumos, Coloaco, cred că pronunț corect. S-a mai terminat o ediție a emisiunii Licenii. Până săptămâna viitoare, mi-au la revedere de la dumneavoastră. Nu uitați să trimiteți sugestiile și impresiile pe adresa de mail liceni@ncm.ro. La revedere!